Doar de câteva zile sunteți antrenorul echipei Zimbru. Cum i-ați simțit pe băieți la început? Obosiți pe acest final de sezon, lipsiți de motivație în condițiile în care și-au asigurat obiectivul, calificarea în cupele europene, pentru că la meciul de aseară am văzut jucători gen Taleș Cunea sau Ludovic, driblau un jucător, apoi nu mai aveau forță să continue. Știți cum este, într-adevăr, faptul că și-au atins obiectivul pe participarea în cupele europene le-a dat o stare de mulțumire. Eu în câteva zile în care am avut plăcerea să lucrez cu ei, am încercat să le schimb un pic din gândire, pentru că mai sunt încă două etape sau mai erau încă două etape atunci când am avut discuția. Pentru că este important fiecare meci în parte. Dar vedeți cum este mentalitatea fiecărui jucător, atât timp cât se atinge un obiectiv, restul meciurilor le ia mai, să zic așa, cu mai puțină concentrare. Și atunci eu am avut de reproșat aceste lucruri jucătorilor. Dar mai mult decât atât, pe mine mă deranjează cauzele externe, pentru că eu sunt foarte atent la ceea ce fac jucătorii, știu să-i cert, știu să-i încurajez, dar atâta timp cât ei joacă bine până într-un anumit minut și apoi se schimbă soarta jocului, nu din cauza lor, este destul de greu ca eu să-i apostrofez doar pe ei, pentru că la un moment dat îmi spun chiar mister nu a fost foul sau domn profesor nu a fost foul. Pentru că după ce s-a terminat meciul, eu m-am dus la jucătorul respectiv care a făcut foul și am zis ce ți-am zis toată săptămâna, să nu facem faulturi. Și mi-a zis domn profesor, nu l-am atins, a căzut din picioare, pur și simplu s-a aruncat. Nu pot atunci ce să-i fac antrenor, dar nu pot să fac nici arbitrul nimic. Eu întreb dacă dar a fost faul. Pentru mine contează foarte mult acel, și dacă cineva vreodată va vedea această emisiune, sau sunt convins că va vedea, dacă este cineva îndreptățit, să-și dea cu părerea, cineva care a lucrat în arbitraj sau care este specialist, chiar l-aș ruga, pentru că am numai și numai de învățat. În presă s-a scris că la Zimbru sunt rețineri de salariu. La venirea dumneavoastră la echipă, i-ați simțit pe băieți afectați din acest punct de vedere și cum veți încerca să-i mențineți în tonus? Domnul Mihai, într-adevăr, sunt probleme financiare, dar nu numai la Zimbru, sunt la toate echipele și nu numai în Moldova. În general, în Europa, chiar sunt probleme financiare. Pot să vă spun că înaintea partidei, jucătorii Zimbrului și-au primit o sumă de bani. Înainte de meci, noi am venit cu un bonus pentru a câștiga acest part, pentru a-i motiva pe jucători. Deci lucrurile se încearcă să fie pe un făgaș normal. Sigur că sunt probleme, dar asta nu înseamnă că noi, cei implicați în această meserie, atunci când o facem, trebuie să ne gândim la problemele financiare, pentru că, până la urmă, nu ne-am numit profesioniști. Iar eu, indiferent de probleme, că poate să mai fie și sunt convins că o să mai fie, dar nu este rozul nimic în lumea asta, trebuie să mai treci prin greutăți, voi merge mai departe cu jucători care își doresc să ajungă mai sus. Cu siguranță acest sezon poate fi trecut în contul echipei Zimbru, care stagiunea trecută a terminat pe locul 6. Acum, marea provocare pentru noua conducere, pentru noua antrenor, pentru jucători, este o evoluție cât mai bună în Liga Europei. Deja pe 30 iunie este primul meci. Bine, urmează vineri partida din ultima etapă din actuala stagiune contra Academiei. Întrebarea, cum vor decurge pregătirile pentru această competiție? Un lucru bucurător pentru mine, chiar dacă noi am pierdut acest meci, este că am văzut la lucru jucători pe care eu posibil mă voi baza și jucători pe care nu mă voi baza și ne vom strânge mâna. Mai este un ultim meci acesta cu Academia, la fel, o să dau șansa tuturor, pentru că atunci când va începe noul sezon sau când vom începe pregătirile, știu pe cine mă voi baza, știm ce transferul vom face, pentru că vreau să fie totul ca la carte, pentru că numai așa putem să ajungem să ne duelăm cu echipe puternice din Europa, iar ca și obiectiv vrem să mergem cât mai sus posibil. Se știe vreun jucător care va părăsi echipa? Noi acum, la momentul acesta, mai este o etapă și nu vreau să dau nume la momentul acesta înainte de ultima etapă. Dar cu siguranță sunt jucători care ne vom strânge mâna și ne vom vedea fiecare de drumul lui. În iarnă, Zimbru declara că își dorește foarte mult un atacant, l-au adus pe Taleș Cunea. Acum, pe ce poziție vă doriți întăriri?
clar, suntem atenți la fiecare post în parte și chiar dacă noi acum avem 11 jucători titulari, mai avem și jucători de rezervă, dar vrem să dublăm toate posturile, chiar dacă va fi concurență foarte mare. Din punctul meu, concurența mare dă roade pe viitor la evoluții bune. Astăzi, selecționerul Moldovei Igor Dobrovolski a convocat jucători pentru meciurile amicale cu Croația și Elveția. De la Zimbru sunt Ion Jardan și Dan Spătaru. A fost convocat și fostul coleg al dumneavoastră de la Metalist Harkov, Vitalie Bordeană, de la Dacia, care a jucat aseară mijlocaș la închidere. În calitatea dumneavoastră de jucător, ați devenit în 2004 campion al României, apoi următorii 2 ani campion al Ucrainei. Deveniți la anul și campion al Moldovei, dar de această dată în calitate de antrenor? Eu am obiective, să știți, obiective îndrăznețe. Pun obiective îndrăznețe, într-adevăr, sunt și realist. Știu că nu va fi ușor, pentru că Zimbru n-a mai câștigat de nu știu câți ani campionatul și ar fi o surpriză plăcută, mai ales că ne duelăm cu echipe care au un buget mult mai mare decât al nostru și mă refer în primul rând la Șerif. O echipă care are o bază senzațională, cu infrastructură senzațională. Dar asta nu înseamnă că noi nu putem să fim la același nivel din punct de vedere calitativ pe teren. Și clar, o să facem tot ce ne stă în putință ca să ne duelăm până la ultima picătură de energie cu această echipă, plus Dacia, care, iarăși a spus și dumneavoastră, este la momentul acesta peste noi ca și loc în clasament, a și câștigat ultimul meci cu contra noastră și automat au un plus. Dar noi avem încredere că putem face lucruri mărețe anul viitor. Cu Shakhtyor ați jucat în grupele Ligii Campionilor, unde l-ați avut antrenor pe Mircea Lucescu. În ultimii ani, presa a scris în dese rânduri că Nea Mircea părăsește Shakhtyor. Acum, mai mult ca sigur, se scrie că va pleca chiar la Zenit. Credeți că va părăsi Mircea Lucescu în această vară Shakhtyor? Cred că da. Cred că da și o spun așa, poate cu părere de rău, pentru că a făcut lucruri mărețe acolo, dar până la urmă totul are un sfârșit. Important este, din punctul meu de vedere, că a lăsat în urma dânsului multe lucruri frumoase atunci când pleacă de la clubul respectiv. Strânge mâna cu patronul clubului, adică lasă loc de bună ziua și este un exemplu de urmat pentru fiecare antrenor. În parte. La Shakhtyor, antrenor secund este Alexandru Spiridon, care a avut meciuri memorabile pentru Zimbru în cupele europene. Credeți că îl va urma pe Lucescu sau va prelua o echipă de sine sustător? Sunt convins că domn profesor Alexandru merge cu domnul Lucescu. Sunt convins, nu știu de ce cred asta, pentru că am văzut relația dintre dânsul și domnul Lucescu, o relație foarte apropiată, bazată mult pe experiență, bazată mult pe profesionalism și cred că dânsii se completează reciproc. Cinste și domn profesor, pentru că am lucrat 3 ani cu dumnealui și am avut numai de învățat. Da, și a început cariera de antrenor în 2009, ați fost 2 sezoane și la Dinamo București. Primul mandat a fost unul bun, ați preluat echipa pe locul 12, ați terminat pe 4. Foarte multe meciuri le-ați câștigat cu 1-0. Marcați, începeați ofensiv, marcați un gol, apoi retrăgeați echipa. Ce stil de joc preferați? Da, am avut o evoluție foarte bună în primul meu mandat la Dinamo. Într-adevăr, am ajuns să fim participanți în cupele europene, doar că a venit acea situație de insolvență, pentru că erau destul de multe probleme financiare și atunci a fost singura soluție. Dar faptul că noi am ajuns pe un loc de cupele europene, pentru mine și pentru jucătorii respectivi, era un succes. Și mai ales faptul că plecasem de undeva de jos. Într-adevăr, am câștigat multe meciuri la limită, dar să știți că în afară de golurile pe care le marcam sau golul din meciul respectiv, ne cream și foarte multe situații și ocazii de gol. Pur și simplu, așa a fost să fie, să câștigăm la limită, dar să știți că îmi plăcea și îmi place stilul ofensiv. Deci în afară de gol, 100% vă spun, acum nu îmi reamintesc, dar sigur au fost multe ocazii în fiecare partidă, dar era important până la urmă că noi câștigam. Vă place să lucrați cu jucătorii tineri sau experimentați? Vă întreb asta pentru că anul trecut ați deschis la Severin o academie de fotbal. Știți cum este, domnul Mihai? Important este că atunci când pleci de la un club,
să lași ceva în urma ta. Iar eu, din punctul meu de vedere, cea mai mare bucurie este că atunci când ajung acasă și am trecut la un, să zic așa, la un alt nivel sau la altă echipă, merg cu fruntea sus, pentru că la echipa respectivă am lăsat ceva în urma mea și mult mă bazez pe promovarea tinerilor și încurajarea lor, pentru că până la urmă ăsta este viitorul. Da, Zimbru a avut perioade în care a renunțat la toți stranierii, pleda pentru jucătorii crescuți în propria pepinieră, pentru că sunt fotbaliști care au ajuns departe, Iepureanu, Ioniță. Apropo de tineri, aveți o fică, Lorena Stoican, care este una dintre cele mai de perspectivă handbaliste din România. Handbalul feminin românesc a obținut rezultate foarte bune în ultimii ani. Recent au câștigat Liga Campionilor, dar vreau să vă întreb de Naționala de Fotbal a României, care, iată, pe 10 iunie deschide campionatul european într-un meci contra Franței. Ați bifat 19 partide pentru România. Puteți da o notă actuale generația României? Este greu să dau o notă. În general nu sunt omul care să fac diferențe între noua generație și fostele generații, dar clar, toți ne dorim ca această echipă națională să meargă cât mai sus și să, dacă se poate, să poată să depășească faza grupelor. O să le fie foarte greu, mai ales că încep primul meci contra Franței, dar nu este nimic imposibil. Este o generație care fac, să zic așa, o familie acolo. Și este normal ca noi, cei din fața micului ecran sau cei prezenți pe stadion, să fim aproape de ei și cu încurajări și atunci când le va fi greu, noi să-i susținem. Da, și ultima întrebare. Anul trecut ați acceptat provocarea Ice Bucket Challenge, în care ați rezistat ape reci cu gheață. Dacă Zimbru se califică în grupele Ligii Europa, ce provocare ați accepta? Nu știu, ați merge pe jos până la București? Sincer, da. Dacă aș putea, aș merge, sau aș merge până n-aș mai putea ridica orice fel de provocare și să zic așa, m-aș gândi să le arăt jucătorilor sau să le spun jucătorilor, să le dau o poruncă, nu știu, să se tundă toți, să fim toți la zero, orice, doar să fim în grupele Europa League. Da, tragerea la sorți a preliminarilor Ligii Europa va avea loc pe 20 iunie. Dar până atunci, miercuri, se va disputa finala dintre Liverpool și Sevilla. Domnule Stoican, mulțumesc pentru prezența la emisiune. Și eu vă mulțumesc.